Ministru al Sănătății, eu ce fac este dreptul meu. Dumneavoastră nu sunteți ales al poporului, sunteți numit. Nu, vreau să știu și eu, dumneavoastră vorbiți de decență când nu aveți bunul simț să vă dați demisia. 22 de morți la Spitalul Matei Bal și până acum nu v-ați dat demisia. Tot poporul vă cere demisia. V-am sunat de multe ori și n-ați avut nici măcar decența să răspundeți la solicitările poporului român. Cum vă simțiți când vedeți că oamenii mor sub conducerea dumneavoastră? Este adevărat că toate aceste incendii sunt folosite pentru a privatiza sănătatea din România. De ce nu răspundeți? Aveți aceeași problemă ca a domnului Tătaru? Credeți că nu merge? Vă rog frumos să mă lăsați. Sunt senator al României și oamenii care m-au ales vreau să vă pună niște întrebări. Și vă rog frumos să răspundeți la întrebările poporului român. Deci nu mă interesează care este decența dumneavoastră. Care spital? Dumneavoastră, în primul rând, aici vreți să-mi spuneți și mie cum vă simțiți pentru cei 22 de oameni morți la Balș? Nu vă simțiți vinovat absolut deloc? Este adevărat că vreți să privatizați? Da, opriți-vă, că așa este frumos. Este adevărat că vreți să privatizați sistemul de sănătate din România? Nu este adevărat. Este adevărat că dumneavoastră deja aveți planul a vinde spitalele din România și a le privatiza? Pentru ce, domnule Voiculescu? Alo, sunt senator, ia mâna de pe mine! Stop, vă rugăm să rămâneți pe loc. Deci n-ai voie. Avem rugămintea să rămâneți pe loc, nu forțați. Deci n-ai voie, ia mâna de pe mine. Nu v-am atins. Deci iei mâna de pe mine. Stai, stai, abuz în serviciu, ce faci? Ia mâna de pe mine. Vă rog să stați pe loc. Ia mâna de pe mine, că n-ai voie să pui mâna pe mine. Mai cheamă-mă niște oameni aici. Parte. Deci nu aveți voie să treceți, nu, nu ai voie. Spitalului. Și domnul ministru, cum are voie să treacă în curtea spitalului? Cum îți permis să stai în fața mea? Dă-te la o parte că am de vorbit cu ministrul sănătății. Dă-te la o parte că am de vorbit cu ministrul sănătății. Dă-te la o parte. Dă-te la o parte că ai cuvântul meu de onoare că vei păți ceea ce trebuie să pățească un om care se opune unui demnitar. Dă-te la o parte. Dă-te la o parte, trofos. Dă-te la o parte. Uite-te la mine ce-ți spun. Și el este tot un demnitar. Dă-te la o parte. Am rugămintea să nu ne mai împinge, suntem în timpul serviciului, doamnă. Și eu sunt tot în timpul serviciului. Dă-te la o parte. Haideți, vă rugăm, nu se poate așa ceva. Dă-te la o parte. Nu, ne mai împinge, suntem în timpul serviciului, vă rugăm. Dă-te la o parte. Dă-te la o parte, te rog frumos. Dă-te la o parte. N-ai voie să împingi. N-ai voie să împingi. Vă rog frumos să vină acum directorul de la acest spital. Dă-te la o parte, te rog frumos, că vreau să vorbesc cu domnul ministru. Deci nu aveți voie în curtea spitalului, vă rugăm. Deci dați-vă la o parte, vă rog frumos. Știți că nu aveți voie să vă atingeți de un demnitar și să vă opuneți. Deci în momentul ăsta vă dați seama că veți avea dosar penal, da? Dați-vă la o parte. Dați-vă la o parte. Cine v-a spus să faceți acest lucru? Cine v-a dat ordinul? Dați-vă la o parte în acest moment. O lăsăm? Doamna manager. Cum să nu o lăsați? Ne puteți spune cine v-a cerut acest lucru? Ce ați ajuns voi în România, bodyguards-i? Să omorâți oamenii pe străzi? Asta sunteți angajați? Abar n-aveți legea, sunteți bani în capul vostru. I s-a permis să intre în spital, nu i-au permis cei de la pază, a venit managerul instituției și le-a comunicat celor de la pază că are dreptul să intre în instituție. Până atunci însă a fost un moment de îmbrâncel practic, a fost un moment în care cei care păzeau instituția o împingeau pe sănătoarea Diana Șoșoacă, însă nu a cedat, nu s-a opus și iată că în aceste momente intră în clădirea spitalului, merge cel mai probabil la momentul în care, la locul în care este amplasată secția de terapie intensivă. Doamna Șoșoacă, cum vedeți acest moment? Ați fost practic bruscată, împinsă de un om al cel care se ocupă practic de paza acestei instituții lipsă medicale. Lipsă de educație juridică, lipsă de respect față de un demnitar și în al doilea rând aveți grijă că este un ordin dat de mai mari României împotriva unui demnitar. Dați-vă și dumneavoastră la o parte așa. Da. Legitimația ca să intrați astăzi aici.
Poftim? Cine dă astfel de ordine? De ce nu vor să vă lase să vorbiți? Doamna manager vrea să vorbească cu dumneavoastră. Este doamna manager. Dumneavoastră ați văzut că nimeni nu vrea să vadă adevărul în România? Doamna senator, ați vorbit cu managerul spitalului care este aici? Eu sunt. Bună ziua, bună seara. Cum își permit bodyguardii dumneavoastră să bruscheze un demnitar? Nu avea voie să vă bruscheze. Este filmat tot, da? Nu avea voie. Au primit ordin. N-au primit ordin. Au primit de ordin. La mine nu. Atunci vă rog frumos să luați atitudinea să necesară față cu de siguranță. Ei. Cum este domnul ministru? Nu știu. Păi trebuie să știți că sunteți director, nu? Sunt sau directorul Institutului Marius Nasta, știu ce se așa întâmplă, era cu dumneavoastră. Nu era cu mine, era cu bodyguardii dumneavoastră era... pe care i-a spus împotriva unui demnitar. Nu i-am pus împotriva noastră. Vă dați seama noastră ce se va întâmpla, nu? Cu siguranță, dar... Vă dați seama ce se va întâmpla, da? Doamna Șoșoacă. Vă dați seama ce se va doamna întâmpla, doamna Șoșoacă, nu i-am pus bodyguardii mei... Eu sunt doamna senator Șoșoacă. Doamna senator Șoșoacă. Sunteți doamna Șoșoacă director, că așa v-ați pronunțat, da? Doamna... Unde este domnul director, domnul ministru Voiculescu? Era cu dumneavoastră. Era cu mine. Vreau să spuneți și mie, vă rog frumos, ce s-a întâmplat în astăzi seara la acest institut. Sigur, sigur că da, vă spun. Vă rog frumos, pentru această... oamenii care vor să afle adevărul. Sigur că da, este absolut normal ca oamenii să afle adevărul. În această seară, colegii mei din camera de gardă au văzut în exteriorul unității mobile o flamă, o flacără care s-a stins foarte repede și un fum. În acel moment au sunat la 112, pentru că e normal să cere ajutorul. S-au mobilizat forțele, pompierii și au venit cu echipe de intervenție, dar cei 7 pacienți care erau ventilați non-invaziv în unitatea mobilă erau fără nici un risc. Fumul și flacăra nu era practic în încăperea unde ei erau. Toți cei 7 pacienți au fost mutați în spital. 2 dintre ei sunt în secția de terapie intensivă și 5 sunt în secție. Am înțeles. S-a întâmplat ceva la ATI? Nu s-a întâmplat. Este în secția COVID? Este secția COVID, unitatea mobilă. Haideți să o vedeți. Din imediat. Vreau să-mi spuneți pentru oameni. Aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră a spus acum, colegii dumneavoastră au văzut flacără. Da. Ministra a spus că nu există flacără. Raed Arafat spune că nu există flacără. Există sau nu există? Deci eu vă spun ce au declarat colegii mei. Colegii mei au spus că au văzut flacără și fum, că de aceea au chemat și au sunat la 112. Flacăra, însă, în acest moment, când ei fac verificările, nu se vede urmă de flacără, într-adevăr, la unitatea mobilă. Însă, cu siguranță, este important ca această unitate mobilă să intre în revizie completă, pentru că este important ca viața pacientului să nu fie pusă în pericol. Vrea cineva să ascundă ce s-a întâmplat în această seară? Sub nicio formă. Și cred că de ce bodyguardii și-au permis să mă... Nu, cu siguranță bodyguardii vor da notă explicativă pentru comportamentul care l-au avut față de... Eu îmi cer scuze în fața dumneavoastră. Dumneavoastră nu sunteți de vină față de raporta la faptele lor, nu? Ei... Au spus că dumneavoastră ați dat ordin. Nu cred că pot să spun asta. De la mine n-au primit ordin. Bun. Dumneavoastră aveți dreptul să... Pe acești oameni să se comporte cu un demnitar. De ce nu l-au ținut de mâini și de ce nu l-au bruscat pe domnul ministru? Sau cumva trăim eu iar pot... în misoginism? Și dumneavoastră vă fac la fel? Eu pot doar să vă spun că îmi cer scuze pentru comportamentul lor și că o să dau notă explicativă pentru chiar acest lucru. Frumos. Cu siguranță. Nu vi se pare puțin ciudat că toate incidentele acestea, de fapt, sunt niște incendii, da? Aici a fost doar un început de incendiu. Nu vi se pare ciudat că toate se întâmplă în secția COVID? Este foarte dificil să manageriezi un spital unde activitatea este maximală. Nu, eu vă întreba dacă vi se pare ciudat că toate aceste incidente cu flacără se întâmplă doar în secțiile COVID ale spitalelor. În unități COVID, din ce știu... Ultimele s-au întâmplat numai în secții COVID. Cum puteți... Nu, eu vorbesc de spitale. Eu vorbesc de spitale. Cum vă puteți explica aceste incendii în secțiile COVID? În ultimul an, 40% din activitatea spitalelor, din celelalte tipuri de activități, a fost diminuată cu 40% cel bună puțin. Bună ziua, doamnă. Îmi permiteți și mie. Stați că o luam și eu, vorbeam sigur, și eu cu doamna. Bine, da, puteți să faceți nu, și nu întrerupeți, de ce nu întrerupeți. Mască, pentru că sunt exceptată și pentru că nu cred în această nebunie. În primul rând este neconstitutiv. Nu, domnule, nu mă învățați pe mine drept. Este. Deci dumneavoastră, în primul rând, vă rog frumos să nu mă întrerupeți. Nu vreau, dați-mi amendă. Bun.
trece, în al doilea rând. Dați-mi amendă. Bun, foarte bine. Deci, doamnă, stimată doamnă, care este am foarte mare acces, având în vedere că sunt demnitar. Nu, stimate domn, mai citiți un pic legea. În calitate de demnitar am dreptul să intru absolut peste tot. Mai învățați puțin legea. Deci, stimată doamnă, spuneți-mi și mie, vă rog frumos, cum este posibil ca numai în secțiile COVID să se întâmple aceste incendii? Ce se întâmplă? Este cumva o problemă cu acele prize? Sunt supra-solicitate? Ce se întâmplă acolo de toate secțiile COVID iau foc? Eu cred că aceste răspunsuri la întrebări trebuie să le obțineți de la cei care fac verificări. Eu pot să răspund doar pentru ce se întâmplă în Institutul Marius Nasta. Bun, aici de la ce a pornit? De unde a pornit scânteia? La generatorul extern, din ce știu eu, generator, unitate, este în afara instalației unde sunt pacienții, da. Pentru că fiecare unitate mobilă are și o zonă care asigură temperatura. În ce calitate sunteți dumneavoastră astăzi seara? În al doilea rând, domnul ministru Voiculescu a fost chemat de dumneavoastră sau a intrat singur aici? De ce nu răspundeți și la întrebări, doamna senator? Domnul ministru este șeful meu și poate să vină în orice moment în Institutul Marius Nasta. Am înțeles. Și de unde a aflat că s-a întâmplat acest incendiu? L-ați anunțat dumneavoastră? Ați anunțat undeva? Nu. La ce oră s-a petrecut acest incendiu? La ora 10:30. 10:30 seara. Bun, există vreo persoană care a fost rănită cumva? Nimeni nu, am înțeles. Și oamenii am înțeles că au fost mutați? Da. Câte persoane au fost afectate? Nu a fost nimeni afectat. Acum, 7 persoane erau. Și toate infectate cu COVID? Dar erau cumva la ATI? Bună seara, Isdrăguță. Îmi permiteți o întrebare, doamna senator? Dacă se poate. Spuneți, a spus că pot să merg să văd, da? Bun, vă mulțumesc. Nu mă obligați dumneavoastră să întreb. Bun, deci nu vreau, vreau să merg să văd. Acum nu, acum vreau să vă mai invitat, doamna. Da, v-am răspuns la absolut tot ce trebuie, nu am venit să, am venit să întreb. Este stați-mi articolul care este. Ce urmează să faceți acum după ce momentul în care ați fost bruscată? Îți face o plângere? Este necostională și ard. Ordinul 874/81/2020, articolul 13. Legea 96/2006, deciziile Curții Constituționale, regulamentul Senatului. Că v-aș întreba, acum vreți să vedeți... Unde este doamna director? Că a spus că ne invită să vedem ce avem de... Unde-i doamna director? Cum vi se pare comportamentul... oamenilor care v-au, gardienilor, practic. Gardienii sunt incul juridic, ce poți să le spui. Deci în țara asta foarte multă incultură juridică. Nu voi să te amă prin totul și spital COVID? Nu. Și există riscul să vă îmbolnăviți? Nu, am mai fost în multe spitale COVID, am fost și la ATI și uite că nu m-am îmbolnăvit. Doamna senator, de unde ați aflat dumneavoastră de la televizor. Eram pe drum din Valea Jiului, vin. Nu știu. Dar doar se vede. Doamna Șoșoacă, ajungem chiar în aceste momente în fața secției de ATI, secția mobilă. Păi, au zis că nu e la ATI. Au zis că nu e la ATI. Au spus că nu e incendiu. A spus că nu e incendiu la ATI. În exterior. Deci, păi bun, am întrebat de ATI și au spus că nu e. Nu contează, am întrebat de ATI. Da? De ce ATI? Unde este doamna director? Că nu pot să intru decât cu doamna director. Că veți face plângere. Pentru ce veți face plângere? Pentru bruscarea unui demnitar, da. Scoate-mă puțin. Aici este doamna. Da, eu sunt cu tricitul când eu am avut... Dragoș, mulțumim, doamna. Mulțumim. Da, chiar în aceste momente o vedem pe senatoarea Diana Șoșoacă alături de managerul spitalului Marius Nasta. Cel mai tare, Marius, a fost confruntarea dintre senatoare și ministrul Vlad Voiculescu. Iar ministrul s-a ascuns, este undeva pe acolo prin spital, nu știm exact unde, pentru că ați văzut, doamnelor și domnilor, nu a stat de vorbă. A fost un schimb foarte scurt de replici, după care a dispărut ministrul și s-a ascuns. Iată, până la urmă, singurul om care stă și face față și răspunde la toate întrebările este o femeie, este chiar managerul Institutului
Da, este de apreciat Ioan Corpoș pentru faptul că doamna manager a primit, iată, și jurnaliștii și pe senatoarea Diana Șoșoacă în ciuda bodyguardzilor care n-au lăsat-o să intre. Știți? Ascultăm declarații chiar acum. Haideți să rămânem la această liniște. Haideți să vedem. Sunt saloane de pacienți. Este ora trecută de 12 noaptea. Este foarte important să menținem liniștea în Institutul Marius Lasta, pentru că oamenii au avut parte de suficient zgomot în această seară. Vă rog foarte mult să respectăm pe pacienții din Institutul Marius Lasta, să închidem camerele și să facem liniște. Vă rog mult. Este foarte important să ne respectăm reciproc. Cred că am dat toate declarațiile. Și cred că este important pentru oamenii care sunt aici și sunt bolnavi să-i respectăm. Vă rog mult, noapte bună, la revedere. Doamna Șoșoacă, sunteți de acord să mergem? Puteți să ieșiți în altă parte dacă... Deci chiar nu e ok să mai continuăm aici cu declarații pentru că pacienții trebuie să doarmă. Din respect pentru pacienți, putem să mergem undeva într-o zonă afară, în afara Institutului Marius Lasta, sigur. Vă să mă scuz puțin? Doamna Șoșoacă, spuneți-le colegilor de la Realitatea să iasă dacă vor să iasă. Proprietarea la Realitate, cumva? Păi vă cer voie și de asta. Câți bani aș putea să am și mi-aș angaja și copilul? Vă mulțumesc foarte mult! La urmă, situația pare că s-a detensionat acolo. Senatoarea Șoșoacă este condusă, iată, de managerul spitalului Marius Nasta la unitatea de terapie intensivă mobilă. Toți jurnaliștii sunt rugați să iasă afară acum. Dar cel mai important este, din nou, Ioane, declarațiile contradictorii ale celor care au spus, iată, ministrul Sănătății și domnul comandant Șchiopu, că acolo n-a fost decât o degajare de abur, poate puțin fum, în timp ce managerul spitalului ne asigură că ei colegi au confirmat faptul că au văzut flăcări acolo. Domnule Spânu, toți bărbații de stat au fugit de acolo, din calea doamnei Șoșoacă, a rămas doar managerul. Pentru ministrul Voiculescu n-a fost nici foc, n-a fost nici flamă, n-a fost nici fum, n-au fost nici abur, n-a fost nimic. De asta s-au dus 10 mașini de pompieri și 10 ambulanțe și a fost o nebunie totală. Iar managerul, care ați văzut, nu minte, a spus clar că a fost foc acolo. Vedeți, exact, domnule Spânu? Asta mi se pare chestiunea cea mai gravă, că în timp ce managerul spitalului spune că a fost flacără, ministrul, de unde ar fi avut el o asemenea informații mai bune decât de la ministrul, neagă și spune că era vorba de abur. Deci ia foc un generator și el spune că degajează abur. De unde să vină aburul ăla? El nu-și dă seama ce gafă incredibil a făcut. Iar faptul că acum se ascunde și înainte de toate, știți ce? Sunt unul dintre puțini oameni care au fost de partea senatoarei Șoșoacă de la început și chiar am reacționat împotriva celor din presă. Haideți să ascultăm pe oamenii de acolo. Nu după colț, imediat după chestia asta. Dar nu... În cât timp au ajuns pompierii? În, cred că 6-7 minute, adică foarte prompt au... Și noi în 10 minute am cărat pe toți cei 7 pacienți. Cei 7 pacienți erau toți la terapie intensivă? Erau în stare foarte gravă? Nu. Erau pe măști... Erau și intubați? Nu. Doar pe non-invaziv erau. Și au fost transferați unde? Tot aici în spital sau la alte? Aici, pe secția de terapie COVID cealaltă. Asta este mobilă. Pe cealaltă fixă și pe secția de medicală. Este posibil ca starea lor să se înrăutățească după ce au fost transferați fiind pacienți de la terapie? Pentru că cei care erau pe non-invaziv i-a mutat pe terapie și pe ceilalți după care erau mai bine pe terapie i-a mutat pe secție. S-au mai întâmplat astfel de incidente? De la ce să fi pornit totul? Acum eu nu știu, eu sunt infirmier, nu sunt electrician, nu sunt... Eu vă spun că n-a fost cine știe ce grav. Ce se vorbește aici în spital? Ce s-a întâmplat? Nimic grav. A văzut colegii din gardă, au văzut o mică flamă la caravană și au sunat la pompieri. Nu era normal să sune. Puteți să veniți să-mi arătați exact locul unde a fost? Este exact acolo. Dar doamnele de acolo cine sunt? Sunt colegii mei, sunt asistenți, infirmieri. Cu care ați transportat? Nu eu, colegii din gardă, din camera de sunt gardă. Colegi cu care ați transportat împreună cei 7 pacienți? Da, ne-am mobilizat și i-am cărat pe toți. Pacienții ce vârste au aproximativ? Între 45 și 80. Erau pacienți intubați? Nu. Toți erau pe majori, 4 erau pe non-invaziv și restul erau pe măști de brain halal. În stare?
Cum în stare? În ce stare erau? Stare medie, adică nu... Stare stabilă? Gata, vă rog din suflet. Vă rog. I-ați transferat dumneavoastră sau da, au putut, da, au putut să meargă pe picioarele lor? Nu. I-am pus pe căruci și i-am transferat pe... Gata, vă rog. Domnule, eu nu știu ce să vă zic, n-am văzut flacăra. Eu vă spun ce s-a auzit. Atât. Haideți, gata, mulțumesc. La revedere! Da, mergem chiar acum la colegul nostru Raffaello Varga, cel care se află de altfel la Marius Nasta și are informații noi. Te ascultăm, Raffaello. Bună seara, bun găsit tuturor. Aceasta este secția, unitatea mobilă, de fapt, ATI, aici unde a avut loc acea flacără, fum sau foc. Nu știu nici cei de aici de la spital, nici pompierii până în acest moment nu știu, însă vorbim despre o unitate mobilă care are sunt 13 paturi pe această unitate mobilă, dar doar 7 dintre acestea au fost ocupate. Important de menționat, unitatea mobilă este practic lipită de unitatea mobilă a spitalului, acolo unde se află 11 paturi. Este practic goală în aceste momente. Au fost scoși toți pacienții și transferați pe celelalte secții. Vorbind despre, atenție, pacienții în stare gravă, ne-am lămurit, știm acest lucru, pentru că au existat acele declarații contradictorii, ba că sunt pacienți în stare gravă, ba că sunt pacienți în stare medie. Însă ne-a lămurit doamna manager, vorbim de pacienți în stare gravă. Important de menționat, cadrele medicale au văzut o flacără și de aceea și managera unității merge pe ceea ce au spus angajații de aici. Raffaello, dacă mă auzi, aș vrea să ne arăți chiar cu mâna care este generatorul, poate ne dăm seama ce s-a întâmplat acolo, dacă vedem urme ale unor flăcări sau fum sau abur, așa cum au spus oficialii că s-ar fi întâmplat. Da, mă, stai, vreau să arăt ceva. Acesta este generatorul unității mobile de terapie intensivă. Aici, practic, ar fi văzut cadrele medicale fumul, flacăra sau acel abur despre care spuneau pompierii. Cadrele medicale vorbeau despre faptul că au văzut o flacără. Pe de altă parte, au existat și apeluri la 112 din partea oamenilor care locuiesc în blocurile care sunt în apropiere de unitatea Marius Nasta. Ancheta este încă la început. Va dura până când se va stabili cu exactitate ce a fost. I-am auzit și pe reprezentanții de la ISU care au fost în, foarte rapid aici, practic. Primele imagini așadar de la secția ATI unde a izbucnit incendiul. Bianca, ești și tu acolo. Până la urmă, senatoarea Șoșoacă, ce face? Înțelegem, avem această informație, doamnă și domnilor, de ultimă oră și Bianca, te întreb și pe tine, îl mai vezi pe ministru. Înțelegem că ar fi ieșit, ar fi fugit prin... pe altundeva, pe altă ieșire, iată, când a văzut-o pe senatoarea Șoșoacă. Ioan, în momentul în care senatoarea Diana Șoșoacă a ajuns aici la spitalul Marius Nasta și în momentul în care a dat ochii cu ministrul sănătății Voiculescu, acesta s-a retras rapid și a plecat pe la o altă ieșire, a plecat împreună cu purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, Bogdan Oprea, au ieșit înainte ca senatoarea Diana Șoșoacă să le adreseze întrebări. A reușit totuși doamna Șoșoacă să discute puțin cu domnul ministru, însă domnul ministru Vlad Voiculescu nu a reușit să răspundă întrebărilor senatoarei și chiar am văzut și în imagini cum ministrul Sănătății a reușit să treacă, iar apoi un cordon de bodyguards ai spitalului a oprit-o pe doamna senatoare să ajungă la ministrul Sănătății, care, așa cum spuneam, Raffaello, a ieșit prin spatele spitalului, a fugit, practic. Aceea a fost scăparea ministrului pentru că l-am văzut. Era foarte speriat oarecum de agresivitatea senatoarei Diana Șoșoacă. Ita aici l-a luat direct la întrebări, nici măcar nu a terminat conferința de presă și în jurul ministrului Vlad Voiculescu s-a format un cordon de
paznici, oameni care protejează practic acest spital și ei au fost cei care l-au scăpat oarecum pe Vlad Voiculescu. Înțelegem că nu a ieșit pe ușa principală, ci pe o ușă de aici din spatele clădirii. Probabil a fost frică sau probabil n-a vrut să răspundă la întrebări. Știm sigur că a spus că nu vrea să privatizeze spitalele, pentru că aceasta a fost principala întrebare a senatoarei Diana Șoșoacă. Exact, a fost întrebat de Diana Șoșoacă în legătură cu privatizarea sănătății. Mai mult decât atât, Diana Șoșoacă a vrut să afle răspunsuri concrete. De ce ard spitalele? De ce ne ard pacienții în spitale? Iată, după incidentul de la Matei Bași, despre care a adus aminte senatoarea Diana Șoșoacă, dar răspunsuri nu a primit de la ministrul sănătății. Acesta a ales să fugă, să plece de aici pe o altă intrare. A venit aici Diana Șoșoacă pentru că, spune ea, este revoltată de tot ceea ce se întâmplă, s-a săturat să moară oameni în spitale și știm... Important, scuză-mă că te întrerup, managerul acestei instituții a spus că de ani de zile cere să se facă investiții în acest spital și speră, am ascultat-o, spunea că speră ca după această tragedie totuși autoritățile să aloce fonduri, pentru că vorbim despre clădiri care sunt de 10 de ani și care trebuie reconsolidate, pentru că la un cutremur, de exemplu, aceste clădiri cu siguranță nu ar rezista. Însă, unitatea de terapie intensivă mobilă a fost reexaminată în urmă cu aproximativ 2 luni și iată că chiar și dacă este nouă, chiar dacă a fost reverificată de către cei de la ISU și de către compania care produce această unitate mobilă, iată că totuși s-a întâmplat, se putea de fapt întâmpla o tragedie și mai ales vorbim, iată, despre 7 persoane în stare gravă. Practic, Bianca, din nou aceeași situație, pacienții vin să se trateze pentru o problemă de sănătate și riscă să moară arși sau să ia alte bacterii, alte, să se ducă acasă cu alte probleme de sănătate. Și pentru că vorbim despre pacienți, Rafaelo, am discutat cu unul dintre infirmierii care i-a transportat pe cei 7 pacienți de aici din pavilion către alte sectoare din spital și spunea că vorbim despre pacienți în stare gravă peste 45 de ani. Atenție, spunea că sunt inclusiv pacienți de 80 de ani printre cei 7 pacienți. Deci iată că vorbim despre persoane care au nevoie de o atenție mai mare în îngrijire și care ar putea, pentru care ar putea să se schimbe starea de sănătate de la o clipă la alta. Dar spunea acest infirmier că toate cele 7 persoane au fost transferate aici în spital, deci iată că se infirmă faptul că au fost transferați în alte spitale din capitală, dar atenție, spunea acest infirmier că a fost nevoie să-i transporte pe cărucioare, chiar dacă erau la terapie intensivă, oamenii nu au putut să meargă pe picioarele lor. Deci vorbim, iată, despre o stare de sănătate precară. Conștienți, dar sunt pacienți în stare foarte gravă. Aș vrea foarte important să vă arăt clădirea unde au intrat Diana Șoșoacă și managera acestei instituții. Este practic camera de gardă. Aici au intrat cele două doamne la discuții. Atunci a fost momentul în care Bianca ne-a spus să eliberăm practic această zonă. Aici este în aceste momente Diana Șoșoacă, discută cu managerul instituției și foarte important, chiar spunea Beatrice Mahler că își dorește să se schimbe ceva după această tragedie. Este practic mișcare înăuntru la camera de gardă. Te ascult, Marius. Rafaelo, Bianca, ne întoarcem la voi de îndată ce doamna senator Diana Șoșoacă va ieși de la discuțiile pe care le-a purtat cu managerul spitalului. Ne întoarcem așadar la voi. Până atunci m-aș îndrepta către domnul Vișan, domnul Gelu Vișan, care este în direct cu noi. Domnule Vișan, vedem iar bâlbe și contradicții în declarațiile oficialilor. Ascultam mai devreme ce ne spunea managerul spitalului, că angajații au văzut acolo o flacără și de aia s-au speriat și au sunat la 112, pe când ministrul sănătății și totodată cred că și Raed Arafat ne-a asigurat că acolo n-a fost decât... Minimizează absolut totul. Un abur sau un fum? Da, în primul rând vreau să vă spun că am văzut într-adevăr, n-am văzut de mult timp în direct un manager, femeie, iacătă, care este stăpână pe situație și care a putut face față unei situații delicate, spre deosebire de ministrul sănătății, care a rupt-o la fugă. Este absolut... Deci, din toată această chestiune legată de incendiul posibil respectiv, de flacăra, flama respectivă, pentru că convins că a fost ceva, că oamenii nu sunau la 112 așa,
Rămâne fuga ministrului de Șoșoacă, de senatoarea Șoșoacă, adică este... Dom'le, vă dați seama că acest om conduce încă Ministerul Sănătății, n-a fost în stare să facă, să ducă cât de cât o discuție, ba mai bine, mai mult a zmuțit, că el a zmuțit pe cei de la NEI. Pe da, pentru că tot te amintiți de acest moment, aș vrea să le propun colegilor să revedem confruntarea dintre Diana Șoșoacă și Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu, care s-a întâmplat fix în urmă cu câteva minute. Să ardă ca dumneavoastră să vă dați demisia. Câți oameni trebuie să mai moară ca dumneavoastră să vă dați demisia? Niciun caz. Sunt senator al României și domnul ministru are obligația să vorbească cu un senator. Avem niște întrebări. Da, chiar vă rog frumos. Vă rog frumos să-mi spuneți și mie, sunteți pentru a doua oară ministru al sănătății. Eu ce fac este dreptul meu. Dumneavoastră nu sunteți ales al poporului, sunteți numit. Nu, vreau să știu și eu, dumneavoastră vorbiți de decență când nu aveți bunul simț să vă dați demisia. 22 de morți la spitalul Matei Bal și până acum nu v-ați dat demisia. Tot poporul vă cere demisia. V-am sunat de multe ori și n-ați avut nici măcar decența să răspundeți la solicitările poporului român. Cum vă simțiți când vedeți că oamenii mor sub conducerea dumneavoastră? Este adevărat că toate aceste incendii sunt folosite pentru a privatiza sănătatea din România? De ce nu răspundeți? Aveți aceeași problemă ca a domnului Tedaru? Credeți că nu merge? Vă rog frumos să mă lăsați. Sunt senator al României și oamenii care m-au ales vreau să vă pună niște întrebări. Și vă rog frumos să răspundeți la întrebările poporului român. Deci nu mă interesează care este decența dumneavoastră. Care spital dumneavoastră în primul rând aici? Vreți să-mi spuneți și mie cum vă simțiți pentru cei 22 de oameni morți la Balș? Nu vă simțiți vinovat absolut deloc? Este adevărat că vreți să privatizați? Da, opriți-vă, că așa este frumos. Este adevărat că vreți să vinde spitalele din România și a le privatiza? Pentru ce, domnule Voiculescu? Alo, sunt sanatorii, amânale pe mine! Stop, vă rugăm să rămâneți pe loc! Deci n-ai voie! Avem rugămintea să rămâneți pe loc, nu forțați! Deci n-ai voie, ia mâna de pe mine! Nu v-am atins! Deci iei mâna de pe mine! Dai seama că stai abuz în serviciu, ce faci? Ia mâna de pe mine! Vă rog să stați pe loc! Ia mâna de pe mine, că n-ai voie să pui mâna pe mine! Hai, cheamă-mă niște oameni aici! Domnul ministru, cum are voie să treacă în curtea spitalului? Da. Cum îți permiți să stai în fața mea? Dă-te la o parte că am de vorbit cu ministrul sănătății. N-am. Dă-te la o parte că am de vorbit cu ministrul sănătății. Dă-te la o parte. Dă-te la o parte că ai cuvântul meu de onoare, că vei păți ceea ce trebuie să pățească un om care se opune unui demnitar. Dă-te la o parte. Dă-te la o parte, trofos. Dă-te la o parte. Uite-te la mine ce-ți spun. Și el este tot un demnitar. Dă-te la o parte. Am rugămintea să nu ne mai împinge, este în timpul serviciului, doamnă. Și eu sunt tot în timpul serviciului. Haideți, vă rugăm, haideți. Dă-te la o parte. Vă rugăm, nu se poate așa ceva. Dă-te la o parte. Nu, ne mai împinge, suntem în timpul serviciului, vă rugăm. Dă-te la o parte. Dă-te la o parte, te rog frumos. Dă-te la o parte. N-ai voie să împingi. N-ai voie să împingi. Vă rog frumos să vină acum directorul de la acest spital. Dă-te la o parte, te rog frumos, că vreau să vorbesc cu domnul ministru. Alo, sunt sanatoria. Esența, până la urmă, domnule Vișana, acestei serii, asta e, că am văzut atâtea ambulanțe, atâtea mașini de pompieri, ați văzut ce a fost acolo, ce desfășurare de forțe și ministrul vine și spune că nu a fost nimic, că nu a fost foc, că nu a fost flamă, că nu a fost fum. Ați văzut, managerul a spus clar ce au văzut colegii dânsei. Ba, mai spunea, din potrivă, spunea că s-ar fi produs o degajare de abur, probabil din cauza ochelarilor care s-au aburit. Nu s-a văzut adevărata tragedie care s-ar fi putut întâmpla acolo. Sigur că da, a fost o desfășurare de forțe absolut impresionantă, poate chiar așa și trebuit în urma acelui apel. Ați avut un interviu cu un domn infirmier care foarte elegant a spus, domne, colegii mei, asistente și așa mai departe, colegii mei au văzut flacără, flamă și au sunat. Sigur a fost ceva acolo. Însă, repet, acest om, ministrul Vlad Voiculescu, conduce, sau ar trebui să conducă, pentru că în momentul ăsta nu mai conduce nimic, decât vedem că sub mandatul lui sunt numai incendii, conduce
un minister al sănătății extrem de important. Și acest om fuge pur și simplu, pune și, și spitalul într-o situație delicată, dă ordin că el a dat ordin, el sau purtătorul de cuvânt a dat ordin sau serviciul lui au dat ordin la băieții ăștia care până la urmă i-au executat un ordin. Da? Până a venit ordinul celălalt, au și întrebat cine a dat ordinul acum. Deci o să vedeți pe cameră că îi întreabă și a spus managerul a dat ordin să poată trece. Ei primiseră ordin să nu lase pe senatoarea Șoșoacă. Deci din punctul ăsta de vedere, felul în care se comportă, felul în care expune spitalul, intră toată presa în spital doar ca să fugă el. Înțelegeți cât omul cât e? Adică nu stă de vorbă cu nimeni, nu spune, domnule, stați un pic. Dar până la urmă, de ce s-a mai dus acolo? Dacă nu stă de vorbă și nu răspunde întrebărilor... Numai că... Da, expune. A expus spitalul într-o situație delicată, pentru că el puțin... Domnule Vișan, nu suntem proști. Chiar nu ne poate lua de proști ministrul. Adică dacă nu era, nu se întâmpla ceva grav acolo, dacă nu ar fi fost foc, dacă nu ar fi existat niște informații clare de acolo, nu s-ar fi dus ministrul și toată lumea. Despre ce da. Vorbim? Sigur că, adică sigur că da. E clar. Și vine imediat primul comunicat curat de la ISU, nu? Cu primele informații de la spital în care vorbește despre pacienții intubați și așa mai departe, adică se pericolul de acolo, după care vin și cosmetizează absolut totul. Dar de ce ne ascund, domnule Vișan? Pentru că, încă o dată vă spun, aceste incendii se pot întâmpla peste tot ce sunt. Uitați-vă, bolnavii în secțiile COVID, mai ales în secțiile expunere puternică pe energie. Da? Au fost mutați acum două zile, a și spus doamna manager, vineri au fost mutați și astăzi la două zile, exact ca la situația de la Neamț, dacă mai țineți minte, la Neamț tot așa s-a întâmplat. Au fost mutați după o curățenie în șești și la două zile s-a întâmplat cea. Oamenii și-au pierdut controlul, nu mai pot gestiona situația acestor secții care sunt extrem de expuse. E clar că trebuie schimbat. Uitați-vă la imagini puțin. Uitați-vă la imagini, vedem, doamna, da? Senator Diana Șoșoacă stă de vorbă cu managerul spitalului Marius Nasta. Așteptăm să vedem ce ne declară doamna senator în urma discuției pe care au purtat-o, iată, preț de jumătate de oră. Iar cel mai bun jurnaliști pe acest domeniu sănătate, doamnelor și domnilor, își fac cu adevărat meseria. Sunt acolo în fața spitalului. Vedeți Rafael Ovarga și Bianca Chivu, venim chiar acum la voi. Ce se întâmplă? Vedem, senatoarea e încă acolo. Așteptăm dintr-un moment în altul să iasă senatoarea Diana Șoșoacă de la discuțiile pe care le-a avut cu managerul spitalului Beatrice Mahler. A vrut Diana Șoșoacă să vadă exact care este situația în spital, ce trebuie reparat, ce investiții trebuie să se facă aici în spital și știm foarte bine că spunea chiar doamna manager Beatrice Mahler că este nevoie de investiții importante nu doar în spitalul Marius Nasta, ci în toate spitalele din țară. Sunt chiar cerințele pe care le au managerii marilor spitale, astfel încât pacienții să se simtă în siguranță, să nu mai fie în pericol în momentul în care vin practic la spital pentru vindecare. Într-adevăr, eu sunt foarte curios, Bianca, dacă această unitate medicală are aviz pentru securitate la incendiu. Este foarte important dacă există acest aviz. Acum vorbim despre un caz fericit, despre faptul că nu a luat la propriu foc această unitate mobilă de ATI, însă se putea întâmpla mai rău, pentru că la doi pași de această, practic în spatele acestei unități mobile de terapie intensivă, se află chiar secția de terapie intensivă și spunea doamna manager că toate paturile sunt ocupate și înțelegem pe bună dreptate că de aceea se folosește o unitate mobilă. Această situație se poate întâmpla în orice moment la oricare spital din București, pentru că știm că sunt cel puțin 50 de spitale care nu au autorizare pentru securitate la incendiu, nu mai vorbesc despre ceea ce se întâmplă în țară. Și Rafaelo, sigur, nu putem să nu ne aducem aminte de ce s-a întâmplat la Matei Balci, pentru că nici acolo nu aveam foarte multe autorizații, deși, atenție, firma de mentenanță a spus până în ultimul moment că totul era în regulă și au fost ridicate atunci și imagini de pe camerele de supraveghere. Pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat, rămâne de văzut dacă și aici se va întâmpla acest lucru. Atenție, pentru că acum iese doamna senator Diana Șoșoacă, a ieșit de la discuțiile cu Beatrice Mahler. Haideți să o ascultăm. Deci a fost exact ca la Sfântul Pantelimon, da? Da. Cineva încearcă să inflameze spiritele mai mult decât trebuie.
Pentru că aici a fost doar un scurt circuit la generatorul de afară, evident că atunci când e un scurt circuit, trebuie să iei atitudine, nu? Doamne ferește, se întâmplă ceva, îi scoți afară pe oameni. Aha, a venit bărbat. Bun, îi scoți afară pe oameni și cu asta basta. Cine a avut intenția de a distruge tot la Marius Nasta? Doamna Șoșoacă, da. Spuneți-ne și nouă, ce ați discutat cu doamna manager? Despre comportamentul bodyguardilor, ce v-a spus doamna? Își cere scuze pentru asta. Vezi, mai acționa în instanță, cum a spus? Dar nu prea știu lege. Hai să mergem. Gata, mulțumesc, la revedere. Alte ocazii mai multe, vă pupăm. La revedere. La vedeți, doamnelor și domnilor, imaginile ce aflați senatoarea Șoșoacă după descinderea în spital. Nu a vrut să ne spună acest lucru, dar ați văzut și dumneavoastră. Pare că a fost o discuție pașnică între managerul spitalului. Schimbarea de atitudine, de ton, după ce a vorbit. Și e și normal până la urmă cu managerul Beatrice Mahler, care ați văzut foarte bine. Și a cerut scuze nu odată, ci de două ori pentru comportamentul. Și a gestionat foarte bine tot ce s-a întâmplat acolo până la urmă și inclusiv situația cu jurnaliștii care de altfel încercau bine să afle. Bine că a gestionat managerul Mahler, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, toți oamenii importanți de stat au fugit pe ușa din dos. Pe ușa, da, exact cum a făcut speriat de doamna senator. Ministrul, puțin mai devreme. Revenim la voi, Rafaelo, Bianca. Se mai întâmplă ceva în aceste momente acolo? Am văzut că a plecat și senatoarea protestatară. Ce ne puteți spune? Au venit rude, au venit aparținători? Probabil norocul rudelor a fost acela că au fost sunate și se întâmplă acest lucru după tragedia de la spitalul Matei Balș, pentru că acolo, știm, a fost un adevărat haos și doar... după acea tragedie, practic, au înțeles autoritățile că trebuie, în primul rând, să anunțe rudele celor care sunt internați aici, pentru că există această disperare, vorbim despre pacienți în stare foarte gravă și atunci această incertitudine nu face altceva decât să aducă haos. În aceste momente mergem cu spatele, pentru că ieșind din clădire, ni s-a cerut să facem acest lucru. Odată ce a plecat și senatoarea Diana Șoșoacă, toată presa, practic, a părăsit unitatea medicală. Rămâne însă aici o mașină de pompieri, acum poate pentru alte investigații, pentru că trebuie să afle și pompierii care a fost până la urmă cauza. S-a vorbit despre o grămadă de ipoteze. Spuneai, Rafaelo, despre faptul că familiile pacienților au fost sunate. Într-adevăr, putem spune că este un lucru din care au învățat după tragedia de la Matei Balș, pentru că, iată, acum parcă am văzut o comunicare mult mai bună, o comunicare mult mai bună cu familiile pacienților, ceea ce este un lucru bun, pentru că știm foarte bine ce s-a întâmplat la Matei Balș. Am văzut zeci de familii strânse în fața spitalului pentru că nu știau cine sunt persoanele care au decedat, cine sunt persoanele care au fost rănite, unde au fost transportate victimele. Iată, de data aceasta, comunicarea a fost mult mai bună. Comunicarea a fost bună verbală, pentru că aș vrea să îmi permit și spun aceasta pe baza declarațiilor făcute în scris, pe baza celor comunicate de presă. Odată spuneau că pacienții sunt în stare foarte gravă, odată i-ai auzit ministrul sănătății că pacienții nu sunt în stare gravă. Durează probabil câteva zeci de minute până în momentul în care își dau seama despre tot ceea ce se întâmplă, pentru că mă gândesc la această gestionare a unei astfel de situații, că există dincolo de o rezolvare a acestei probleme foarte mult haos și de aceea emit comunicate, pentru că noi aflăm știrile și atunci există riscul inclusiv să dea informații fără să fie 100% sigur că se întâmplă așa. Cel puțin asta vedem din ceea ce s-a întâmplat în această seară. Spuneam, Rafaelo, că în acest moment mai este o singură mașină de pompieri și polițiștii au plecat de aici și cel mai probabil vor reveni mâine aici polițiștii, pentru că este foarte important să se afle motivul pentru care a izbucnit acest incendiu, pentru ca astfel de întâmplări să nu mai aibă loc, pentru că, iată, ajungem în situația în care din ce în ce mai multe spitale ne ard și este foarte important să învățăm din greșeli, să învățăm din greșeli, să nu le mai repetăm și astfel pacienții, cum spuneam și cum spunea și doamna manager Beatrice Mahler, pacienții să se simtă în siguranță în spitale. Nu știu ce o să reușim să învățăm din această tragedie, cu siguranță nimic, pentru că orice se poate întâmpla în orice moment. Am văzut, acum o lună a fost tragedia de la, de fapt 3 săptămâni, tragedia de la Matei Balș și acum ajungem la Marius Nasta. Vorbim despre investiții care nu s-au făcut în spitale și de aceea ajungem în astfel de situații. Cu atât mai mult cu cât într-un an pandemic, într-un an
pandemic, într-un an în care a fost atât de multă presiune pe sănătate, bugetul pentru Ministerul Sănătății a fost considerabil mai mic față de anul precedent. Și este important să se facă investiții în spitale, pentru că am văzut inclusiv în străinătate, bugetul alocat pentru sănătate a crescut considerabil după acest an pandemic, însă iată că în România trebuie să mai învățăm din greșeli. Este momentul în care trebuie să învățăm cum să procedăm în situații limită. Rămâne de văzut ce se va întâmpla după tot ceea ce s-a întâmplat și în această seară. Oricum, anchetele sunt abia la început. Așteptăm să vedem ce se întâmplă cu anchetele de la celelalte spitale. Aici rămâne de văzut ce se va întâmpla. Vă mulțumim pentru această transmisiune, Bianca Chivu, Rafaelo Varga, chiar și lui Andrei, colegul vostru care a fost acolo, și o felicităm pe Andrei Manta, colegul nostru New Entry, însă aș vrea să o felicităm și pe doamna manager Beatrice Müller, care iată ne-a oferit toate informațiile de care aveam nevoie în această seară și a reușit să gestioneze această situație impecabilă, spune Ioan. E bine că lucrurile s-au liniștit, s-au calmat și doamna senator Șoșoacă a văzut cum a ajuns acolo la spital și cum a plecat, doamnă. Cu mască și fără mască. Da, însă rămâne ceva foarte important ca și o concluzie în această seară. Cum și de ce au vrut să ne mintă? De ce nu au vrut să ne spună adevărul de la început? Ce s-a întâmplat acolo? De ce au încercat să le liniștească? De ce au dat comunicate diferite instituțiile statului, comunicate oficiale? Aici mai au de dat încă un răspuns extrem de important. Și cu ce curaj o să ne mai internăm și de mâine, doamnelor și domnilor, în spitalele din România, când vedem cum vin nenorocirile pe bandă rulantă? Și cel mai important, Ioane, e că nimeni nu a fost rănit în această seară. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați stat alături de noi. Noapte liniștită vă dorim!